Salut! Suntem la Fresh Camp. După o săptămână întreagă în care câțiva norocoși au învățat multe și cornute despre snowboard, unul din primele lucruri pe care trebuie să le știți în momentul în care ajungeți într-un snowpark este să faceți ollie. Mișcarea care în momentul unei săritori vă echilibrează. Cel mai important lucru este că ne folosim de elasticitatea plăcimii. Toată energia unui ollie vine din presiunea pe care o creăm în spatele legăturii din spate. Pentru inițierea unui ollie este foarte important să avem poziția corectă. Îndreptăm umerii, care trebuie să fie perfect aliniați cu placa, și apoi cu spatele drept în continuare îndoim genunchii, astfel încât să fim ca un arc comprimat. Apoi, pentru a crea tensiune, trebuie să facem placa să culiseze sub noi. Cu cât stăm mai flexați, cu atât avem mai mult loc să flexăm și placa și creăm mai multă tensiune. Și totul vine de la sine. Nu este important să facem ollie înalt, este important să facem tehnic corect și echilibrat în aer.